Castelul de lavă, ce aici? Oh! 3, 2, 1 și... Oh, nu! Salutare tuturor și pam pam pam! Bine am găsit la un nou episod cu căprița noastră din Ohio. Astăzi cred eu că căprița noastră o să arunce jos pe cineva. Tare cred eu asta. Înainte de a începe, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like să strângem 4000 de like-uri ca să facem această capră frumoasă fericită. Zic căpriță, vrei să fii fericită? Acesta a fost un da. Bun, fraților, m-am urcat pe muntele Himalaya aici. Aici locuiește și Dumnezeu. Și astăzi, din câte putem vedea, în această priveliște minunată pe care o avem noi aici asupra acestei păduri, cu acest lac sau râu sau ce-o fi, cu orașul acolo în distanță, avem acest om care se roagă la bunul nostru Dumnezeu. Arată cu mâna către cer. Ce e acolo sus? Ce e? La ce mi-arată? Tot ce văd este curul caprei. Ok, domnule, îmi pare rău, dar dumneavoastră astăzi o să fiți sacrificat. Fraților, nu! Unde? Mamă, trebuie să mergem să verificăm dacă este bine, ce ziceți? Ok, e foarte fain pe muntele ăsta, am urcat cu greu, dar trebuie să verificăm dacă acest domn este bine. Oh, nu, capra, fraților, nu! Domnule, sunt aici, eu, căprița, sunteți bine? Mamă, doamnelor și domnilor, și-o rupt ăsta toate oasele, dar încă stă în picioare, deci asta este de bine. Înseamnă că nu avem nevoie de ambulanță, sau, domnule? Nu vă simțiți bine? Ia spuneți-mi mie. Mamă, fraților, ce face capra asta? Îl miroase unde nu trebuie. Domnule, sunteți ok? Doriți să vă duc la spital? Oh, oh, nu, ce face? Capriță! Bă, ce face capra, mă, fraților? Pică, hai, ridică-te. Aoleo, capră nebună. Capră din Ohio. Ok, fraților, îl luăm pe domnul ăsta cu noi încă o dată acolo sus, să-l mai aruncăm o dată, pentru că cred că nu și-o rup destule oase. Haideți, domnule, haideți. Urcați aici cu mine. Mamă, ce l-am dat de pământ, ești nebun. Căpriță de aur? Ați văzut? Căpriță de aur, fraților, stați să luăm căprița de aur. Bă, dar nu merge să urc. Urcă, bă. Oh, cred că l-am omorât. La naiba, fraților, cred că l-am omorât. Dar am luat căprița de aur. Acum să verificăm, l-am omorât? Nu l-am omorât, fraților. Ăsta este invincibil, bă. N-are nicio problemă, ești nebun? Domnule, sunteți ok? Oh, la naiba, ce-a făcut capra mea? Haide! Domnule, nu! Bă, bă, bă! Înapoi, 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 înapoi! Bă, bă, bă! Domnule, cu mine? De ce nu vreți să veniți cu mine? De ce nu vreți să fiți prietenul meu? Bă, da, ce o limbă are capra asta, ia vedeți, fraților. Trage omul ăsta după limbă, ești nebun? Haideți să urcăm sus. Oh, domnule, așa, am crezut că l-am pierdut în Backrooms, ceva pe acolo, ești nebun? Mamă, ce limba am, fraților, nu! Oh, nu, m-am împiedicat, la naiba. Haideți, domnule, vă ajut eu să urcați, nu vă doare deloc, sigur nu vă loviți de vreo 100 de scări și vă spargeți fața. Oh, wow, wow! Mamă, fraților, ați văzut ce capcane e pe acolo, mă? M-am dus pe ceva scândură, ia stai numai un pic. Ia, fraților, ceva scândură de asta. Domnule, vă place scândura, ce ziceți? Cred că îi place. Na, bun. Bă, ei, ce ule, bă? Am ajuns înapoi. Bun, deci, domnule, oh, nu. La naiba, l-am spânzurat, ești nebun? Fraților, capra noastră a spânzurat pe cineva astăzi, așa că... Rip omul spânzurat. Bă, ce balon colorat este încolo, trebuie să facem o vizită și pe acolo la un moment dat. Văd mai mulți oameni care trebuie sacrificați astăzi. Domnule, domnule, îmi pare rău, domnule. Oh, nu, bă, am picat și eu, bă! Mamă, fraților, am murit toți trei. What? Bă, a ajuns asta înapoi, cub. Ești nebun? Cum a urcat înaintea mea? What the... Du-te, mă, acolo jos, mă, du-te, mă, acolo, du-te, mă. Bă, ce-o da cu capul de copac? Oh, sunt sigur că a murit, sunt sigur că a murit. Bun, fraților, dar mai avem aici noi niște oameni, ia să-i facem o vizită. Bună, dar voi cine sunteți? De ce aveți tricouri așa de colorate? Oh my god, ăsta e bărbat cu cap de femeie, du-te, mă, de aici. Ia, mă, are undiță de pescuit, dar ce facem ăsta aici? Pescuiește? Și asta stă într-o poziție, zici că se cacă, ia uitați-vă. Efectiv, ia, mă, uite ce știe să facă căprița mea, uite-te. Ți-o plăcut? Ia zi, du-te, mă, și tu acolo jos unde te duci. Mamă, l-am aruncat în lac sau unde naiba. Fraților, suntem aici sus pe munte și vedem în conjurul lumii. Bă, ce aici? Au, wow, lavă? What? Fraților, am venit cu capra la vulcan. Bă, ce tare e asta, stați un pic, stați un pic. Bă, nu. Nu vreau să moară capra. Ok, fraților, trebuie să am grijă foarte mare, pentru că orice greșeală de-a mea va rezulta în capra noastră moartă. Și noi nu vrem să moară capra asta frumoasă, nu-i așa? Oh, ce drăguță e capra noastră. Na, bun, fiți atenți. Acolo strălucește ceva. Cum ajungem noi acolo fără să picăm în lavă? Hai să ne până aici. Oh! Am scăpat! Suntem bine! Mamă, dar ce roșie, capra noastră să... Bac piciorul, zici că e o roșie la propriu, ești nebun? Oh, capra noastră roșie... Nu! Oh, ce era să pic, ești nebun? Haide! Bă, ce? O murit capra! What? Fraților! Căpriță! Mă, căpriță, dar de ce lingi piatra asta, mă? Ești normală? Am înțeles, fraților, capra noastră tremură, cred că are ceva probleme grave. Oh! A, n-are capra asta nimica, mă. Ce aveți voi, mă? Capra asta e invincibilă, ești nebun? Da, bun, trebuie să dăm seama cum sărim până acolo. Ok, strângeți pumnii. Oh, ia! Mamă! Ce asta, bă? Ce asta? Big Brother, fratele mare? Step Brother s-a blocat undeva și trebuie să salvăm. Bun, fraților, acum ce sunt? Una cu lava? Înseamnă că pot să intru în lavă? Hai să vedem dacă pot să intru. Au, cred că s-a ars căprița noastră. Oh, dar văd aici o intrare secretă. Nu, 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 nu. Bun, 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 bun. Haideți că suntem bine. Are puterea lavei capra noastră, ești nebun. Bun, acum haideți să încercăm să intrăm aici. Căprița, ai grijă. Să intrăm aici să vedem ce găsim pe aici. Că am găsit ceva peșteră, ești nebun. What? Castelul de lavă, ce aici? Oh! Fraților, mai sacrificăm pe cineva astăzi? Astăzi e ziua de sacrificii, ești nebun? Că nu m-am sacrificat într-una. Să bat piciorul dacă nu. Fraților, e timpul pentru sacrificare. Ia, sunt oameni aici. Bă, ce vreți, mă? Vă sacrific pe voi. Da, var dracului, poftim, du-te acolo. Du-te și tu. A rămas cenușă din el, ești nebun? Ok, fraților, ia vedeți pe ăsta cum plânge. Ce să facem cu el? Să-l sacrificăm sau să nu-l sacrificăm? Ei bine, fraților, cred că în fiecare episod din seria asta noi am fost o capră obraznică și am făcut chestii nasoale. Așa că urmează sacrificiul. 3, 2, 1 și... Oh, nu! Căprițo, nu! Ce-am făcut, fraților? Bă, n-am vrut să sacrific capra, vreau să-l sacrific pe ăsta! Mamă! A murit. A murit, fraților. L-am sacrificat. Bă, fraților, având în vedere că capra asta doar se arde, putem folosi lava asta ca și trambulină. Ia vedeți! Ui! Mamă, fraților! Uite, ce e acolo sus? Pot să ajung acolo sus, oare? Hop, 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 nu prea merge, destul de ghinion. Mamă, fraților, ne dăm pe trambulină direct. Oh, ia, e ceva aici? Mi s-a părut mie, e ceva pe aici. Ce aici? What? What? Unde am ajuns? Backrooms? Am ajuns în Backrooms? Cred că am stricat jocul, dacă mă întrebați pe mine. Cred că l-am stricat grav rău de tot. Ok. Oh, 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 oh. N-am nicio idee ceea ce se întâmplă pe aici. Căprițoi, căprițoi. Bă, deci am ajuns în Backrooms sau am stricat jocul? Una dintre astea două. Hop, sar cumva înapoi sus. Așa, 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 hai, hai. Suntem pe drumul cel bun, fraților, trebuie să scăpăm din iad. Căprița a ajuns cumva aici în iad. Să-mi bag piciorul dacă nu a ajuns în iad. Direct netherul din Minecraft, ești nebun? Căprițo, sari sus aici, sari. Așa, bun, perfect. Acum, oh, 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 oh. Mamă, fraților, ce-am stricat jocul ăsta, să-mi bat piciorul dacă nu. Cred că suntem blocați pe viață. Oh, nu, 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 nu. Ia! Oh, sunt pe drumul cel bun, fraților? Am scăpat! Bă, sunt cel mai bun, fraților. Capra asta, eu și voi suntem cei mai tari, să mor eu dacă nu. Na bun, haideți să scăpăm din zona asta pentru că ne-am ars destul. V-ați prins? Ne-am ars. Eu zic că ne-am ars destul, deci... Mamă, direct afară. Oh, și-o că am rupt un pic spatele capra noastră. Unde am ajuns? Bună, salut. Ce este pe aici? Ce asta, mă? Parc de distracții? Ia vezi. Wow, direct parc de distracții, mă. Uite, pe unde mă plimb cu capra asta? Mai maimuță sau ce naiba? Ia, fraților, e un om mare aici. Mă rog, o fi statuie ce-o fi. Haideți să încercăm să urcăm pe statuia aia, dar nu cred că putem, că e cam departe. Ce dacă urc pe copac? Merge? O, 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 aproape o mers. Uite, văd acolo ceva lemn. Poate dacă fac să ajung pe lemnul ăla cumva. Hop, hop, așa, ia, 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 merge. Aproape am reușit. Nu, fraților, că nu mă las până nu mă bag în curul ăsta. Ia vedeți ce cur are, să-mi bag piciorul. Ia, 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 aproape, aproape. N-am reușit. What? I-am dat jos ăsta de mână. Ce naiba? Uitați-l pe ăsta, fraților, se pișă pe el, ești nebun? Așteaptă la WC-ul, dar nu merge nimeni la WC-ul. Hai, frate, că te ajut eu să te piși. Hai cu mine. Te duc eu într-un loc unde nu te vede nimeni. Ia, aici poți face și pipi și caca, dai drumul. Doamne, iartă-mă că devin tot mai cringe cu glumele astea de căcat, care sunt de căcat. Oh my god, nu, nu, nu e ok, nu e ok, nu e ok. Umorul meu nu este ok, fraților. Ia, ce face asta? Bă, îmi cânti la vioară? Știi cânta la vioară? Ce faci? Faci poză la fund? Ce naiba? Pleacă, bă, de aici și tu. Fraților, cam atât cu acest episod cu căprița noastră care face tot felul de nebunii. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși pe butonul de like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!